Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cred că o să începem să cerem și știri cu prețuri. Să mai facem experimente cu prețuri. Ce s-a mai scumpit? Avem motiv dublu de plâns la ceapă. Acum s-a adăugat și ceapa? Prețul. Da. Deci, în afară de faptul că plângeam de obicei când tăiam ceapa, acum plângem când ne taie și banii. Da. 7 lei și între 7 și 13 lei kilogramul la piață. Și am verificat în dimineața asta, pe diverse aplicații de astea de livrare, 12 lei. Deci, și am mai aflat lucruri interesante. În România, ceapa este a patra legumă folosită, desfolosită. După a patra, după cartof, varză și roșii. Potrivit INSE. Păi și castravetele? Varză roșii. Castravetele e lux. E rar. Mă surprinde știrea asta. Că practic ceapă pui la orice mâncare. Adică așa roșii... cred. Varza, da. Hai, că are cantitate, cred că de acolo e, știi? Uh-huh. Că e grea. Na. Și mult. Oamenii pun cu butoaiele. Păi deci... da, altfel nu se poate. Când îți dai seama cum era viața gastronomică în Europa, săraca de ea, înainte de descoperirea Americii? Serios. Fără cartofi și fără roșii. Și nici ardeiuți, am senzația că nu prea erau. Fără porumb. Fără porumb, clar. Da, nu era o tragedie. În afară de daci, care aveau mămăliga dacică. Auzi, dar brocoli creștea aici, pe la daci? Nici brocoli creștea. Nici brocoli n-aveau, nu? Bă, deci romanii știu că romanii... Păi și ce făceau veganii din vremea aia? Romanii cred că mâncau... Știu, așa știu, armata romană mânca varză murată... Se ținea. Da. Îi simțeai de la distanță. Vin romanii. Mă, vin romanii? Da. Altfel, un român mănâncă medie 23 de kilograme de ceapă pe an. Știm. Nu e mult. Da. Nu e mult, da? Știm. Da, pe nu an? E mult. Și usturoi. Da, aici la usturoi nu ne-a zis. La usturoi până. Nu există o statistică. Băgată, o fi băgată și ceapa verde în statistica asta? Cred că da. Toate. Da. Că a început să se scumpească vertiginos în decembrie, scriu colegii de la știrile ProTV. Prețul atunci a crescut cu 6%, în ianuarie a urcat cu 8%, în februarie cu încă 13%. Deci ce se întâmplă? N-au mai tăiat porcov, tăia ceapa. Conform datelor INSE, prețul cepei a crescut cu 300% din 2019 și până acum. Suntem fierți pe ceapă, cu alte cuvinte. Deci s-a scumpit de 3 ori în 4 ani? Cam așa. Măi, nene. Se bate cu laptele, da. Ceapa. Se bate cu tot. Da, sunele care s-au scumpit dramatic, cum ar fi, iată, ceapa, laptele, l-am remarcat anul ăsta, și brânzeturile. Laptele, da. Produsele derivate din lapte. Nu mai poți să faci o sana, un chefir ca lumea, că s-a scumpit laptele. Da. Bun, ce mai vrei? Ceapa e scumpă în toată lumea din cauza inundațiilor catastrofale din Pakistan. Hai, mă, că am ceapă din Pakistan, eu știam că ceapa e de la Buzău. Uite, mă, ce se întâmplă? Deci poate în toată lumea, nu știu, habar n-am. Și s-a luat prin, nu știu, deci inundațiile catastrofale din Pakistan și a gerului care afecta stocurile din Asia Centrală. Deci, da, mă, că sunt mai... niște, e un efect ăsta de domino pe care n-ai cum să-l vezi venind și nu deci e greu de înțeles pentru noi. Ceapa degerată e mai scumpă decât credeam, din moment ce gerul a afectat stocurile. Și în paralel, în Africa de Nord, fermierii se confruntă cu secetă severă. Cine ar fi crezut? În Africa de Nord? Da. Nu mai plouă? Nu mai și așteptat. Și cu o creștere a prețurilor la semințe și îngrășăminte. Deci, băi, frate, nu știu ce ne facem, va trebui să ne bazăm pe ceapa românească. Asta e clar. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.